Cafeaua nației te cheamă la revoluție. Tu ce bei? Cafea sau zeamă de cenușă? Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Bună seara, domnule Iohannis. În sfârșit, uite că a dat domnul și a ieșit președintele să ne spună ce face cu Laura Codruța Chioveși. Mă rog, decizia era previzibilă, dar na, am stat să-l vedem, să-l ascultăm, să aflăm motivele. Scurt, domne, cum îl cunoaștem, pac, pac, mai mult a durat să scoată echipamentul de schi și să-și tragă pe el echipamentul de președinte. Motivele de revocare prezentate de ministrul justiției nu au fost de natură să mă convingă. De altfel, în mare parte, ele nici nu corespund prevederilor legale aplicabile. În concluzie, nu voi da curs propunerii ministrului justiției de revocare a doamnei Căveși, procuror șef al DNA. Vă doresc o seară bună. Și gata, frate, gata. Măcar asta poți să apreciezi la el, că nu te ține mult cu declarațiile. E un fel de neamț, adică iese la 6:02, încheie rapid ce are de spus, se răsucește pe călcâie și se cară. Uneori chiar mă aștept ca la final, când să iasă pe ușă, să se oprească și să ne certe. Hai la muncă! Ce mai atârnați pe aici? Zzz. Păi fraților, ce așteptați? Gata, șeful, ne scuzați! Până și Tudorel Toader a reacționat imediat la îndemnul președintelui Iohannis. Da, domne, incredibil! Nici n-a terminat Claus Iohannis declarația de azi și ministrul justiției a scris pe Facebook: vom sesiza Curtea Constituțională cu privire la refuzul președintelui de revocare din funcția procurorului șef al DNA. Turbotati, nu alta. Probabil că a anticipat ce va spune Iohannis și a stat cu degetul pe buton. Pang, enter. Dar pasta nu cred că a anticipat-o. Fiți atenți ce l-a julit domnul Claus pe domnul Tudorel. Evaluarea ministrului justiției poate fi subiectivă. Această percepție este întărită și de prezența în cuprinsul raportului a unor aspecte referitoare la cariera profesională a ministrului justiției. Cum ar veni, Claus Iohannis a făcut și puțin mișto de raportul lui Tudorel Toader privind activitatea lui Chioveși. Celebrul raport din februarie, pe care l-a citit în câteva ore și pe care l-a început povestind ce făcea el în facultate, cum s-a angajat ca procuror la Panciu, cum se ducea să-și ia covrigi în pauza de masă și așa mai departe. Așadar, va urma. Ca la filme, se lucrează la scenariu, rămâne de văzut desigur ce spune și Liviu Dragnea. Tăricianu, de pildă, a propus încă de aseară, dacă nu mă înșel, ca guvernul să depună o sesizare la Curtea Constituțională în cazul în care Iohannis refuză revocarea lui Chioveși, la care Dragnea a răspuns azi: am ascultat cu foarte mare atenție sfaturile domnului Călin Popescu Tăricianu și eu și doamna prim-ministru. Doamna prim-ministru nu are nevoie să-i spună nimeni să-și asume responsabilități. Este un om care își asumă răspunderi și responsabilități, indiferent ce poziție o ocupă. Am ascultat cu mare atenție. Pare un citat din Claus Iohannis. Nervos, domnul Dragnea? Luați un calman, domne, și evitați o vreme pe cât posibil întâlnirile cu Tudorel Toader. Păi nu, că te aduce ăsta într-o stare de... Cafeaua Nației pe stareanației.ro și aplicația Starea Nației.